cucuten, ceramică, neolitic, manual, autentic. Acestea ar fi, după Ionela Mihuleac, câteva dintre cuvintele cheie care o definesc ca meșter și creator popular aparte. Așadar, artista din județul Iași este o personalitate complexă, greu de definit în vorbe și mai ușor de prezentat în imagini. Remarcăm la Ionela Mihuleac împletirea calităților de pedagog de excepție cu acelea de artist complex, deopotrivă ilustrând atât domeniul cult al artei. Este deja membru al Uniunii Artiștilor Plastici filiala Iași și registrul arhaic prin readucerea în actualitate a străvechii ceramici de Cucuteni. În această ipostază a devenit și membru al Asociației Meșterilor Populari din Moldova. Prezența ei în această asociație este o dovadă vie a aprecierii și prețuirii artei sale. Gustul pentru ceramică l-am de vii copil, de când luam contact cu arheologii care veneau și făceau studii la Cucuteni, locul unde m-am născut. Aș fi vrut să studiez ceramică, dar nu era secție de ceramică la Iași. Am studiat pictură. După o serie de expoziții personale, de manifestări în direcția asta, la un moment dat am ajuns să fac ceramică. Deci nu e întâmplător că vă aplecați spre ceramica de Cucuteni, că de fapt faceți ceramică exact cum e zona reprezentativă. Da, nu e întâmplător. Sunt născută acolo, în Cucuteni, locul care a dat numele culturii Cucuteni. E o poveste și despre asta. E și un noroc. Un noroc că a primit această cultură numele de Cucuteni. Primele descoperiri de la noi din țară au fost făcute acolo, primele cioburi acolo s-au descoperit, apoi s-a văzut cât de extinsă este această cultură în toată Moldova și dincolo de Prut. Sunt născut acolo, eram fascinată pur și simplu de orice ciob descoperit și în târguri, în piețe, când descopeream oameni care vindeau străchini sau ulcele de lapte, eram ca hipnotizată. Îmi plăcea foarte, foarte tare. Visam să studiez ceramică, era doar la București, eu eram destul de atașată de casă și nu am avut curaj să merg atât de departe. Ce a urmat după ce ați descoperit primele obiecte cucuteni? Cum s-a schimbat viața dumneavoastră? Primele obiecte cucuteni, încă din copilărie le-am descoperit și la un moment dat știu că mi-a adus tatăl meu niște vase pe care să le pictez în stil cucutenian, că aveau nevoie să le dea cadou. Erau finalul unei acțiuni cu studenții la Cucuteni. Veneau cei de la istorie vară de vară acolo și făceau săpături. Mie mi se părea destul de, nu știu cum să spun, o chestie tabu, așa, nu voiam să mă apropii de ceramica asta, adică pentru mine era ceva sacru, era ceva atât de deosebit încât era doar o piesă de muzeu pentru mine și mulți chiar spuneau, de ce nu încerci să faci? Eu aveam concepția că nu trebuie reproduse. Așa credeam atunci, nu, astea sunt extraordinare, nu avem noi cum să le facem. Și vă spun că pașii m-au dus în direcția asta aproape fără să vreau. M-am lăsat condusă, am început să modelez, îmi ieșeau foarte bine formele, erau lumea din jurul meu, erau etnografi, arheologi sau prieteni artiști, observau cât de ușor fac lucrul ăsta și am lăsat dusă de val și nu am crezut niciodată că am să ajung să fac ceramică de Cucuteni chiar atât de mult cantitativ și ca durat în timp. Sunt câțiva ani buni de când lucrez. Cel mai
puternic așa impact asupra mea a avut o vizită la Muzeul Cucuteni din Piatra Neamț în anul 2005, cu ocazia unei tabere pe care o organizam la Cucuteni, simpozionul Human, și atunci am mers noi în excursie. În fiecare an făceam excursie în locurile mai însemnate din județ, pentru că veneau artiști din toată țara sau chiar din străinătate și doream să le arătăm cât, pe cât posibil ceva frumos din zona noastră. Și la Muzeul Cucuteni din Piatra Neamț, și pentru mine a fost o revelație să-l descoper și să descoper acolo ceramica de Cucuteni într-un anumit fel, în felul în care m-am întors în tabără și am modelat primele două vase, primele două forme cucuteniene. Era o ceramistă în tabără, Eugenia Pop, cea de fapt de la care am învățat lucrurile de bază în ce privește ceramica. Ea s-a minunat de cât de ușor făceam lucrul ăsta. Atunci nu știam bine pigmenții, ce mișeau formele. Practic, aveam studii de artă, aveam exercițiu și îmi plăcea foarte mult. Mi-ar fi plăcut să fac sculptură dacă nu am putut ceramică. Dar conjuncturile au fost așa că era mai ușor pentru fată să se înscrie la pictură, nu mă gândeam, sculptura e ceva mai greu, deși în timp am ajuns să combin ceramica cu lemnul, să fac și sculptură în tabăra de la Cucuteni. Practic, nu mă axez pe o singură direcție artistică. Atunci când ai de spus ceva, îți alegi materialele potrivite și poate să fie cu totul altceva decât pictură. Acum, în ultimul timp, iarăși mi s-a făcut dor să pictez și pregătesc o expoziție. Un prieten lansează o carte de poezie, a treia lui carte, ilustrează cu picturile mele și cu ocazia evenimentului care va fi în noiembrie voi expune și eu vechile picturi și aș vrea să vin și cu câteva mai noi. Practic le combinați acum și ceramică și pictură. Practic nu că le combin. Acum lucrez ceramică pentru că ni se cere foarte mult. Deci am intrat pe o direcție care s-a dezvoltat destul de tare de la început, când mergeam la o emisiune radio și mi se spunea meșter popular și o râdeam pe sub mustață pentru că nu sunt chiar meșter popular. Am studii de artă, eram un artist cu vreo 5-6 ani de experiență în spate, de vreo multe expoziții personale, de diverse tipuri, nu numai de pictură, dar am zis, asta este, accept direcția asta. Și aici se dezvoltă foarte mult și lucrurile se ramifică. Eu nu pot să renunț nici la partea artistică și atunci încerc să le fac pe toate. Partea de ceramică, care a devenit cumva, mai știu, teșug, o mică afacere, am atras de partea mea și familia, am atras și câțiva prieteni care mă ajută și cărora le place, au îndrăgit alături de mine meșteșugul. Ei poate o să cheme mai bine meșteri popular decât mine. Și cumva pot să-mi rezerv timp și pentru partea artistică. Îmi place să lucrez în diferite materiale și faptul că am descoperit niște lucruri legate de tehnologia ceramicii mă ajută să și în partea de creație artistică. Acum vă pregătiți pentru Târgu Cucuteni. Cam câtă activitate este, câtă muncă, cu cât timp înainte vă pregătiți pentru un târg? Pentru Târgu Cucuteni ne pregătim mai de mult timp, pentru că e un târg important la care participăm. Meșterii olari spun că este cel mai mare târg din țară. El așteaptă foarte, foarte mult. Noi, oricât de mult ne-am pregătit, avem așa totuși niște perioade. Participăm la Mărțișor, mai este un târg la Piatra Neamț, avem niște colaborări cu niște magazine și avem tot timpul Târgul Cucuteni. Ne pregătim cam cu două luni înainte, deși niciodată până acum n-a fost de ajuns. Am
am avut până acum destul de mult succes, sau cum să spun, au fost apreciate obiectele noastre, au fost ultimele două ediții, când în ultima zi rămâneam cu foarte puține vase, cu câteva, când ne strângeam chiar rafturile și stăteam pe o margine de... și totdeauna spuneam, mai mult trebuie să lucrăm, mai mult, să... se pare că... este dorită ceramica de bucute, deși este foarte multă muncă, tot ceea ce facem este făcut cu mâna, fără roata olarului, și modelajul este modelaj de bază, modelajul care se face și înspre sculptură. Și multe etape de finisare, până ajungi în final să ai un vas gata de pus într-un raft sau pe o simeză undeva, sunt destul de multe etape. Nu e chiar ca o ceramică utilitară, să o faci repede, știi ce ai de făcut. Și mai este ceva, că de foarte sunt multe sunt unicate. În ce sens? Ne place să descoperim și noi ceva nou. Am primit cu două luni în urmă un album cu cutene de la doamna Stradulat și a fost o, cum să spun, o infuzie de energie, așa îmi spune. Uite, asta nu l-am făcut, ce frumos e asta. Să descoperi după 5 sau 6 ani de când lucrăm, să descoperi alte obiecte noi și plăcerea de a le reproduce, asta mi se pare că ne ține așa cu... într-o dinamică. Nu mi-ar plăcea să ajung la o monotonie, fac același tip de vase, de acum știu cum să le fac, am descoperit pigmente, am descoperit ce se întâmplă la ardere, cam știu cum să mai fac unele vase ca să iasă o patină mai altfel, deși folosesc cuptor electric care arde perfect și poți iasă așa de fabrică, să mai scot unele efecte. Poți să ajungi la un moment în care să fie plictisitor și nu vreau să fie plictisitor, adică vreau să rămână o artă. Să rămână o artă atunci când te mai entuziasmează ceea ce faci, mai descoperi ceva nou și mai descoperi, să folosesc așa un cuvânt din lumea artistică, fani. Mai descoperi oameni pasionați de ceramică. A venit un domn, un băiat, un tânăr, de fapt, nu de mult, cred că a terminat facultatea, și ne-a cumpărat un vas care era un model deosebit. Vasul acela îl facem din când în când, e o raritate, un vas cu suport și cu patru piciorușe, nu oricine cumpără vasul, era și un pic mai scump. Nu eram eu când s-a vândut vasul și zic, cine l-a fi luat? Omul ăla era cineva, eram atât de curioasă și luase și o carte de vizită și m-a sunat. Eu am luat vasul acela, sunt pasionat, mi-am pus niște bani deoparte, vreau să vin la atelier să văd ce mai aveți. Și a venit și ne-a adus niște albume și a comandat două vase pe care... Și am stat foarte mult de vorbă despre... cu totul altfel decât cu alți oameni. Și el chiar era pasionat, el chiar știa foarte multe lucruri și a comandat vas binoclu, iarăși o raritate. Toată lumea întreabă, dar ăsta la ce să-l iau, la ce-l folosesc? Nu, dar vasele astea binoclu, două vase paralele, unite între ele prin două punți care decupează formă de inimă, o să vă le arăt că avem făcute acum, aveau un scop ritualic, aveau un scop anume atunci, mii de ani. În ziua de astăzi, noi ce semnificație să le mai dăm? Pentru ce să le mai cumpărăm? Și mulți astea, dar ce fac cu el? Modelează vasele cu mare ușurință și se bucură de apreciere peste tot în țară, dar și peste hotare. Îi place ceea ce face și întotdeauna găsește ceva nou de realizat. Că îi atrage ceva, îi atrage faptul că e făcută de mână. Una, că am văzut, unii au spus, în sfârșit ceramică. Adică cum? Că am întrebat, adică cum?
Păi toate sunt colorate, sunt clipitoare, asta este lutul, văd că e lutul, se cunoaște mâna, o, dar ce fină e, dar cum? Se uită în interior și vede că e lucrat la mână, dar chiar la mână, da, dar cum îl faceți așa mare, dar cum? Și întreabă. Faptul că e făcut cu mâna, chiar dacă noi muncim mult la un obiect, faptul ăsta îi dă o anumită încărcătură, o anumită calitate, oamenii simt diferența, chiar dacă nu știu prima dată de ce. Și respectă mai mult și munca dumneavoastră și obiectul în sine și valoarea lui. Cam, de obicei, meșterii spun că nu prea reușesc să-și vândă obiectele. Dumneavoastră spuneți că aveți clienți, clienții fideli. Și dacă nu mă înșel, sunteți unul dintre cei trei care fac ceramică de cucuteni acum în România. Ce înseamnă lucrul ăsta că faceți ceramică de cucuteni în zilele noastre? V-am spus că eu nu mi-am imaginat că o să ajungem să facem atât de mult. Eu... Nu pot să fiu decât bucuroasă că se caută, că vând. Eu nu pot să spun că nu vând. Vindem. Nu reușim. Acum am ținut cu dinții niște obiecte, le-am pus acolo, vine târgul cu cuteni. Le-am expus pe un raș și am zis, de astea nu ne atingem, pentru că n-am reușit să strângem, să am așa un raft de obiecte. Erau momente, cred că prin aprilie, când m-a sunat cineva, am nevoie, dar știți că eu nu mai am decât un vas foarte mare. În rest nu mai am, dacă îmi spuneți ce să vă fac, 2 săptămâni și vă fac. Dar cum? Asta este, nu știu, bine, mai... Asta e norocul de a trăi din ceea ce faci. Nu știu dacă ceilalți meșteri să plâng, dar eu știu, cred că vând destul de bine. Din ceea ce faceți, că spuneați că sunt persoane care văd un obiect și li se lipește privirea, dumneavoastră, din ceea ce ați făcut, care ar fi cel mai de suflet? Dacă puteți să găsiți totuși un obiect de suflet. Îmi plac toate foarte mult, dar da, am un vas care îmi place în mod deosebit, de fapt, desenul de pe el. Pentru că aici trebuie să specific, m-ați dus într-un punct în care vreau de mult să spun lucrul ăsta. Pictura de pe vasele de cucuteni este precum veșmântul de pe oameni. E, fără pictură sunt forme frumoase, dar pictura este în legătură cu forma. Nu poți să iei o pictură de pe un vas și să o pui pe altul. Ei au mers în armonie cu forma. Pictura de pe un vas îmi place în mod deosebit. Într-o carticică cu simbolurile am citit că ar fi zeița animalelor, eu îi spuneam omul cosmic, pentru că e o figură, ei stilizează foarte mult formele, că sunt animale sau forme umane, păsări, le simplifică foarte tare. Lucrul ăsta îmi place în mod special, în general, faptul că sintetizează. Dar omul ăsta de pe vas e așa alungit și are niște fire care leagă cu cerul și niște fire care leagă cu pământul. Și eu i-am spus omul cosmic. Odată l-am folosit pe un afiș la o tabără de-a noastră de la Cucuteni. Omul cosmic care e legat și cu pământul și cu cerul, e cumva la mijloc și... Dacă e zeița animalelor, atunci e și stăpânul lumii animale. Adică e cel care are toate aturile, e aproape de Dumnezeu, să spunem așa. Nu spunem că ești asemeni creatorului, stăpânul animalelor, stăpânul plantelor și cumva și stăpânul instinctelor, propriilor tale instincte. Omul evoluat. Figura aceea îmi place foarte mult și vasul, dacă ar fi să aleg. Pe mai departe, ce tip de vase ați vrea să mai faceți și n-ați făcut? Și ce modele pe aceste vase? V-am spus că noi mergem după modelele originale. Foarte puțin am inventat. Am luat unele desene de pe vasele mari și am pus pe castronele, farfuriuțe pe castronele. Asta a fost partea de creație, dar folosind aceeași tehnică,
Nu crezi că ar fi o diferență. Adică nu e nicio diferență. Ai zice că încă nu s-a descoperit farfuria aceea sau castron. Și încercând tot așa să armonizez desenul cu forma. Ce vase nu? Mai sunt câteva, am zis, în albumul ăsta nou primit, nu le-am făcut pe toate, mai sunt câteva. Sunt unele foarte frumoase, cu un rafinament de linii, pe care nu le-am făcut pentru că nu știam sigur dacă cumpărătorii muncești mult să modelezi un vas și un desen atât de simplu, nu știu dacă cumpărătorii ar avea aceeași percepție ca și noi. Le-am ales într-un fel pe cele mai frumoase, mai inedite. Am descoperit unele cu piciorușe. Sunt foarte frumoase vase cu lupi sau pisici sălbatice, ce or fi animale din astea, unele descoperite în Republica Moldova din categoria asta. Mai avem câteva pe care încă nu le-am făcut. Sunt încă multe, că este extraordinar de vastă. Sunt foarte multe obiecte. În fiecare zi de marți ține o oră de olărit la atelierul pe care și l-a organizat la ea acasă. Copiii sunt interesați să învețe să lucreze cu lut și unii au chiar expoziții personale. Eu la olărit vin de vreo un an jumate și vin pentru că îmi place foarte mult și olăritul pentru mine înseamnă ca o pasiune care mă distrează în timpul liber. De ce ai venit aici? De ce ai venit prima dată? Cine te-a adus? Cine ți-a recomandat? Prima dată am întâlnit o prietenă care mi-a zis că aici e foarte frumos și am vrut și eu să văd cum este. Și acum cum ți se pare? Acum mi se pare foarte bine. Am cunoscut lume nouă și mi-am făcut și prieteni noi. Și ce înveți tu să faci? Ce ai învățat până acum? Am învățat să fac diferite animale, obiecte, vase. Și... Se învață ușor? Da, se învață ușor, numai că trebuie să ai pasiune pentru a putea învăța. De câte ori pe săptămână vii? Venim o dată pe săptămână, marțea. Eu vin de 2 săptămâni și fac vase, obiecte. Ce ai învățat până acum? Ce vase să faci? Până acum am făcut o oițe și forme. Și de ce ai venit? Ca să învăț și eu ceva folositor. Eu vin de în jur de 4 ani. Părinții mei au descoperit la mine că sunt foarte creativă și îmi place să lucrez. Și sunt am înclinații artistice și văzând că o prietenă de-a mea face lucruri foarte interesante, când am fost acasă la ea, m-am înscris și pe mine și chiar îmi place. Și în 4 ani cam ce ai învățat? Păi, am făcut foarte multe lucrări foarte interesante și tot felul de expoziții am mai avut. Am făcut pe lângă vase tot felul de forme. De exemplu, am făcut în fiecare an, nu trebuia să cumpăr mărțișoare pentru că făceam aici. Și colegii mei erau foarte îngântați când le mai aduceam la școală câte un obiect făcut de mine. Și făceam animăluțe, copaci, tablouri. Și pe lângă faptul că modelăm și că mai și pictăm și ne folosim foarte mult creativitatea aici. Ionela Mihuleac a avut foarte multe expoziții, a primit premii, a participat la tabere de creație, are lucrări în colecții particulare, atât în România cât și în țări precum Franța, Germania, Grecia sau Italia. Mă întreb și caut și tac și accept și mă bucur și cred că viața mea este în mâini bune. Asta spune despre sine artistul popular ieșan. Sunt artiști care se inspiră din contemporaneitate, din anumite evenimente care inspiră. Sunt artiști militanți, dar pentru Ionela Mihuleac, arta trebuie să reproducă sacrul, trebuie să se armonizeze și să îi dea o stare de spirit, de împăcare,
de pace. Pentru ea, arta are un alt scop. Înseamnă valențe, înseamnă omenire, o responsabilitate și este adepta acestei direcții. Arta nu trebuie să fie o încătușare a persoanei, o vărsare a gunoaielor sau a stărilor de spirit negative. Arta o înalță, arta îi dă putere și o face să meargă mai departe, o face să devină nestatornică.